Acțiunea piesei este plasată la ferma unei familii dintr-un orășel din vestul Statelor Unite ale Americii, în epoca Marii Depresiuni. Seceta a distrus recoltele și a pustit sufletele oamenilor, iar răbdarea și caracterul fiecăruia dintre membrii familiei sunt puse la încercare. Viața tuturor este dată peste cap când un personaj simbolic le promite că le va aduce ploaia în schimbul a $100. Totul este posibil dacă avem puterea de a visa și a crede, este mesajul regizorului Vlad Cristache și al actorilor care fac parte din distribuție. E un elogiu adus visătorilor de pretutindeni. Într-o lume în care acțiunea se petrece la o fermă în vestul Americii și e centrată pe o familie care se luptă cu seceta. E secetă de ceva timp și încep să moară animalele, să moară vitele și oamenii sunt foarte deprimați și nu văd luminița de la capătul tunelului. Și apare dintr-o dată un tip care e în afara societății, un marginal care hălăduiește prin deșert și apare și tipul ăsta e un visător, un complet visător, trăiește mai mult în imaginația lui decât în realitate și prin impactul ăsta pe care îl are asupra familiei reușește să-i dezmorțească și pe ei și până la urmă să spere într-un mai bine, să spere în visele lor, să creadă în ei înșiși și propunerea cu care vine el către ei e o propunere care poate părea de escroc, de șarlatan. Le propune ca în schimbul $100 să aducă ploaia. Ceea ce, într-o primă fază, orice om cu capul pe umeri și orice om cu picioarele bine plantate în pământ ar zice că e imposibil și că e, vrei să ne iei banii și atât. Dar credința cu care se aruncă el în speranța că va putea să aducă ploaia și că ploaia va putea veni în și să alunge seceta și să alunge și ploaia emoțională care va veni să le umezească sufletele uscate de secetă. Până la urmă, credința asta îi molipsește și pe ceilalți și se desprind din ceea ce trăim noi acum, de fapt, în viețile noastre. Suntem ultra cu capul pe umeri și ultra cu picioarele bine plantate în pământ și uităm să privim către cer și să visăm către ceva mai bun. Și na, spectacolul ăsta s-ar adresa tuturor oamenilor care vor să vadă o comedie romantică și sensibilă și care vor pentru 2 ore și un pic să, în schimb unui preț modic pe care dau pe bilet, să evadeze din realitatea asta care te trage în jos și să privească un pic către sus și să privească cu speranță că viețile lor pot fi cam visele lor. Cam despre asta e vorba spectacolul nostru și sunt niște actori foarte mișto, cu care m-am înțeles foarte bine. Din distribuție fac parte Octavian Costân, Ștefan Pavel, Costas Mincu, Constantin Florescu, Alexandru Beteringhe și Reca Saz. E un spectacol despre speranță. E un text pe care l-am ales împreună cu Vlad după, nu știu, lumii sau miții discuții, dar au fost niște discuții pe temele, adică pe ce spectacol să alegem. E un text care mie îmi place foarte mult și a ieșit un spectacol care cred că și vouă o să vă placă foarte mult. Un spectacol care vorbește despre speranță într-o lume în care chiar cred că avem nevoie de speranță și să credem în anumite lucruri. Fiecare personaj a piesei are un parcurs și înțelege ceva pe parcursul acestei piese. Fiecare înțelege că făcea ceva greșit și să nu mai facă sau primește ceva sau lasă sau dăruiește ceva oamenilor jurului. Și personajul meu se maturizează. El este un băiat de 25 de ani, dar încă are o vârstă interioară, să spun așa, de adolescent. Și încă nu a reușit să iasă cumva de sub tutela fratelui său mai mare și a tatălui său. Și la sfârșitul piesei el va reuși, el va deveni un bărbat. Vedem parcursul acestui băiat care devine un bărbat. Și e o întâlnire foarte frumoasă pentru că deși și eu sunt un om destul de optimist în general și așa, dar îmi dau seama că față de acest personaj sunt un trist. Pentru că el este, tot timpul, un copil cu zâmbetul pe buze, care, așa cum spunea Vlad, chiar dacă trăiește la o fermă atacată de secetă și bântuită de molimă și cu vitele care mor, el tot timpul el se trezește. El vorbește despre catastrofa universală cu zâmbetul pe buze. El caută speranța și iubirea, chiar și acolo unde poate nu ar fi loc, poate ar fi loc să te gândești la altceva, poate ar fi loc să te gândești la cum să supraviețuiești, cum să faci, cum să ajungi la ziua de mâine și poate și la aia de poimâine. El caută mai multe și
E un personaj cu zâmbetul pe buze și... Premierea piesei Omul care aduce ploaia va avea loc duminică 29 mai 2022.